Bună seara tuturor, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în balanță. Da, poate că ia cât a patra, a patra, ia să ne uităm, a început săgetătorul, gemeni, da, fecioară, balanța, a patra etalare, puf! Ar trebui după balanță să fac scorpion. Așa ar trebui să vedem. Mi-am făcut o cafea mare. Teoretic ar trebui să fac față la încă două etalări. Cineva a zis că am făcut multe etalări într-un timp scurt, dar pe bune, am avut o stare bună astăzi. Că dacă nu aveam stare bună, evident că nu făceam. Bănuiesc că nu este chiar corect să tragem de noi când nu avem stare să facem etalări. Din acest motiv, poate și prezența mea a fost mai rară în ultima vreme pe acest canal, dar azi mă simt bine. Și iată-mă, chiar dacă e seară, mă simt ok să vă fac etalarea, dragii mei. Și mă bucur că am avut destule, ați avut destule vizualizări. Deși, cred că a venit destul de târziu, cred că la jumătatea lunii, dacă nu greșesc. Nu mai știu pentru cine a fost, pentru Berbec și încă o zodie. Da. M-ați primit deja mesaje. În primul rând, unii dintre voi vi se adeverește în cazul în care ați uitat că aveți, domne, opțiuni, options. Considerați noi posibilități în carieră, eventual, care vă pot deschide uși, dimensiuni, direcții la care nici nu ați visat. Oricum, options sau nu, opțiuni, variante, eu știu, câte ori fi, cântărițele bine, e balanță. Poate mergând pe anumite direcții pe care nu ați mers până acum, vă echilibrați dintr-un punct de vedere profesional măcar. Poate să fie și sentimental. Îmi pare rău, acum văd altceva. Poate să fie o carte legată de profesie, evident. Considerați că aveți susținere în spate. Dar în acest moment eu văd un lucru. Și pot nu fi degeaba, uneori văd, alteori nu văd. Aveți două scoici aici. Scoica, evident că are conotații sexuale. Sunt două persoane care vă atrag din punct de vedere sexual. Și trebuie să cântăriți bine, să vedeți care este mai bună. În momentul în care balanța este echilibrată, va fi destul de greu să alegeți. Gândiți bine, simțiți, conectați-vă și la emoții, aveți aici o mare în spate, da? E similar cu doi de spade sau pur și simplu cu 7 de cupe, cu balanța. Oricum, orice ați alege, nu uitați că aveți susținere. Eventual, în acest proces de alegere, pentru că nu degeaba aveți opțiuni, trebuie să alegeți, da? Dar focusul este nu pe alegere în sine, ci pe opțiuni să le vedeți, că e grav că nu le vedem. Mai ales când ieșim dintr-o situație mai dificilă, avem impresia că nu mai avem soluție, dar nu, ele sunt aici, variante multiple. Doar trebuie să vedeți. Uitați-vă în jur. Și, eventual, ia uite, justiția, sunteți voi aici. Poate unii dintre voi studiați și apoi trebuie să vă alegeți cariera, direcția. Dar dacă nu e vorba de profesie, am zis, și o chestie sentimentală, trebuie să alegeți între două relații sau între două personaje care vă atrag. Vorbiți cu îngerii voștri. Talk to your angels. Angels. Mă mai prostesc și eu și ce dacă e canalul meu. În loc să vă faceți griji că nu aveți opțiuni sau că ce trebuie să alegeți, vorbiți cu îngerii voștri protectori, cu ghizii voștri de lumină. Cereți ghidaj divin, dar cereți-l cu încredere. Cu încredere că aveți susținere. Ia uitați-l cum se roagă. Ia uitați-l cu câtă forță atrage răspunsul. Susținerea. Foarte frumos. Foarte frumos. Din seria acestor cărți aveți Practicați compasiunea. Am senzația că am mai văzut-o.
Ori la voi, acum o lună, acum două, nu știu de ce, am senzația că am mai văzut-o. Ideea este că sunteți chemați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, da? Oarecum se leagă de această carte. Vedeți aceste două opțiuni, două situații, două personaje, două căi profesionale, dintr-o altă perspectivă și în momentul în care schimbați perspectiva, puteți să și alegeți mai bine. Interesant. Dar, trecând peste asta, aveți 15, aveți 6. 6. Fiți doritori să vă exprimați dragostea. Iar vorbim de scoici, da? Uitați, domnilor și doamnelor, nu sunt scoiculiți aici? Eu așa le văd. Ia? Ok, da? Sunt scoiculițe. Uite și aici scoiculițe. Ok. Fiți doritor să vă exprimați dragostea, eventual erotică, pentru că e o scoică și asta e când e scoică, e erotism. Senzuală. Exprimați-vă dragostea ca să primiți dragostea. E un pic mai profundă decât like attracts like, cum au primit săgetători. E un pic mai profundă. Pentru că deja vorbim nu doar de plăcere, vorbim de dragoste. În cazul în care voi ați trecut prin niște situații dificile în ultima vreme și nu ați văzut că aveți opțiuni, că aveți variante, că aveți de unde să alegeți. Aveți calități pe care trebuie să le experimentați. Deci, în cazul în care n-ați văzut, practicați compasiunea față de voi și față de cei care v-au greșit, ca să puteți să vă deschideți aceste orizonturi, să vedeți lucrurile din altă perspectivă, din perspectiva compasiunii, da? Și atunci vine și lumina. Ce frumos! Eventual, este foarte posibil ca cineva din preajmă cu care doriți să vă conectați, să fi trecut printr-o situație neplăcută și să aibă nevoie de compasiune de la voi. Interesant. E ca o mică pasăre care are nevoie de protecție, de comunicare. Știți ce le bate inimioara când îi prindeți în palmă? Ați văzut ce înfricoșați sunt? Chiar dacă intențiile voastre nu sunt rele, ei n-au de unde să știe. Trebuie să exprimați, da? Să vă exprimați dragostea și compasiunea față de ei, eventual și față de voi, și să nu uitați că dragostea este peste tot în jurul vostru. Repet, în cazul în care ați trecut voi prin niște situații neplăcute, doar învârtiți-vă, doar uitați-vă, schimbați perspectiva, uitați-vă în jurul vostru. De am zis învârtiți-vă pentru că e vorba de mișcare, de turbion, de energie, creați valuri, creați energie ca să atrageți. Este dragoste oriunde, tot timpul. Doar trebuie să conștientizați acest lucru. 16, 6 cu 1, 7. Ia uite, 15 și 16. Interesant. 44, dacă vă spune ceva, e număr maestru, 44 se transformă în 8, transformare. Încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Încercați să vă întâlniți nevoile unuia și celuilalt pentru dragoste. Pentru că uneori se poate să avem nevoi diferite în dragoste sau felul în care ne manifestăm, actions speak loudly, felul în care ne manifestăm în dragoste să fie foarte diferit. Încercați să găsiți punctul comun că doar de aia sunteți libera balanță. Da? Încercați să echilibrați situația. Ce frumos! Și dovediți prin acțiuni ceea ce spuneți. Exprimați-vă dragostea prin acțiune, am zis, da? Oh, ce frumos! Dar concentrați-vă, pentru că asta este cartea principală, pe compasiune față de voi, față de ei, față de tot ce este în jur. Pentru că în momentul în care exprimați această vibrație înaltă, vă atrageți lumina, vă atrageți abundență, vă atrageți dragoste. Frumos, 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 frumos.
Luna asta, n-am mai făcut de foarte mult timp și, din păcate, luna trecută nu m-am simțit prea grozav. Am revenit cu acest set de cărți și vreau să găsim împreună, în preajma voastră, în fața voastră, cartea după care ați putea să vă inspirați în această lună sau în perioada următoare. Nu reprezintă o persoană, ci reprezintă spiritul unui animal de la care ar trebui să vă inspirați. Nu sunt multe. Mai. Ok, eu le-am amestecat, dar am zis că le mai amestec o dată. Au vrut să iasă două. De obicei cer una, dar două au mai fost și la săgetător, așa că au venit foarte lipite, n-au venit răsfirate. Dar e interesant ce ați primit. Oh, este vorba în primul rând de emoții și de spiritualitate. Două cărți puternice. Ok. Prima, unicornul, reprezintă, are simbolul alchimic al eterului. Și este a șasea din cele șapte cărți, doar șapte sunt rezervate pentru acest simbol alchimic. Fiecare carte reprezintă o chakră. A doua, deci sub carte, cum am spus și la săgetător, e o față și este un interior. A doua este simbolizată de semnul alchimic al apei și este reprezentată de octopus, de caracatiță. Unicornul. Unicornul are o vibrație foarte înaltă. Este. Vai, ce interesant. Trebuie să preluați energia acestor animăluțe, ființe, eventual ca să aveți de-a face, ca să îi înțelegeți, să exprim. Vai, Da, nu, da. Ca să înțelegeți, să aveți compasiune față de cineva care cred că are aceleași vibrații, dar trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da? Uai. Dintr-o altă perspectivă. Și ce înseamnă asta? Să vă puneți oarecum în locul lor. Și cum vă puneți? Conectându-vă la spiritul acestor două animale. Unicornul este o ființă despre care toate culturile vorbesc, mai mult sau mai puțin, mai ales cele din zona nordică, dar pe care nimeni nu a văzut-o. Este o ființă ideală, vibrație foarte înaltă, reprezintă chakra a șasea, adică ochiul, al treilea ochi. Vă invită la o călătorie spirituală, la o călătorie virtuală, în care puteți să vedeți lucrurile cu alți ochi, din altă dimensiune, out of box sau din eu știu ce dimensiune, a 5-a, 6-a, 7-a, câte vreți voi. Probabil la lună plină, unii dintre voi puteți să vă conectați mai bine la această energie sau poate persoana. Nu știu, eu cred că trebuie să intrați în această vibrație ca să puteți înțelege o persoană care vă intră sau vă este în viață. În fine. Sau persoana respectivă, care este reprezentată de unicorn, are această capacitate la lună plină să se exprime în felul acesta. Dar am zis că nu reprezintă o persoană anume, poate sunt confuză, de mie am impresia că nu sunt. În fine, am zis că nu e o persoană, este o energie pe care trebuie să o preluați. Să meditați la ideea de unicorn. Unicornul, evident, este spiritual. Ce să mai? Idealist. Are așteptări înalte, are o moralitate deosebită, are niște principii deosebite. Și sunteți chemați, majoritatea, unii dintre voi, nu zic majoritatea, unii dintre voi, cei care ascultați acest canal, această etalare și care rezonați cu această etalare,
Sunteți chemați să preluați această energie, să vă inspirați din imaginea unicornului. Și e interesant, chiar a făcut la pregătire cu o fetiță unicornul. Însă, în spate există însă, în fine, în spate există și această caracatiță, care reprezintă o lume emoțională. Poate unii dintre voi nu sunteți obișnuiți cu această lume emoțională, fiind semn de aer, dar asta nu înseamnă că nu aveți nevoie să o experimentați, pentru că puteți fi balanță cu planete în semne de apă, da? Chiar știu pe cineva cu Venus în Scorpion, cu Luna în Gemeni, da? Și atunci lumea emoțională este total diferită față de alte balanțe cu alte poziții lunare și venusiene. Însă, vă înțelegeți lumea emoțională din perspectivă spirituală ideală. Octopusul este caracatița, da? Este o energie foarte acaparantă. Este o lume. Sau, trăiește într-o lume apoasă, plină de emoții, destul de întunecată, dar este foarte versatilă. Este foarte versatilă, foarte creativă, are un creier extraordinar de creativ. Uitați-vă, sunt niște videouri pe YouTube, vă arată cum, ce trăsnei poate să facă un octopus. Și dacă nu, dacă vă aduceți aminte, unul chiar făcea niște predicții la nu știu ce campionat de fotbal. Puf! Vai, ce frumos v-a ieșit. Ei, aceasta este lumea emoțională pe care voi trebuie să o experimentați în această perioadă. Asta e. O lume emoțională creativă și inteligentă, care vă oferă multe opțiuni, are multe tentacule, fiecare face altceva, poate aveți multitasking, poate trebuie să vă dezvoltați acest multitasking emoțional. Nu neapărat că să fiți cu mai multe persoane, dar să abordați persoana sau situația din mai multe unghiuri, eventual deodată. Însă, fiți atenți să nu vă lăsați păcăliți doar de această vibrație. Pentru că dacă intrați prea adânc în această vibrație sau în această energie, vă coborâți vibrația, deveniți eventual posesivi. Puteți deveni posesivi, sufocanți. Și probabil că nu întâmplător a venit acest unicorn deasupra care să salveze. Tot ceea ce experimentați prin pipăit e o chestie de senzualitate, de atingeri. Probabil aveți nevoie să atingeți pe cineva, dar trebuie să vă înțelegeți pe voi în această situație. În fine, tot ce veți experimenta emoțional prin atingeri, de toate felurile, va trebui să filtrați din perspectivă spirituală și să creșteți, să le vedeți cu alți ochi, cu al treilea ochi, nu doar cu. Așa văd. Bine, așa văd acum. Știu că nu sunt ochi. Nu cu ochii mâinilor, al tentaculelor. Mai. Ce stări. Gata. Deja prea mult. Să vedem ce iese. Deci astea două sunt energiile din care să vă inspirați în această perioadă. Patru de băte, poate e o căsnicie, poate este o sărbătoare, că tot vine decembrie, a fost, este, în fine. Poate să fie un semn de foc sau cineva cu care simțiți că ați putea comunica pasional. Nu dau mai departe, mai amestec o dată, balanță, soare, luna, Venus, ascendent în balanță. Că aș mai fi stat la acel octopus și unicorn. Wow, dar chiar atrage, este foarte puternică. Simt că mă atrage această energie. Aș spune una, dar sunt două, de fapt. Ori voi sunteți foarte atrași de un personaj care are această vibrație, dar trebuie să intrați în pielea lor ca să-i înțelegeți și să-i abordați corect. Altfel riscați să nu-i abordați cum trebuie. Creativitate, idealism, viziune. Spațială, emoțională, spirituală. Tactilitate. O fi zis corect, nu mi-o fi zis, nu mai căutați, sper că nu căutați nod în papură, ci vedeți mesajul. Că unii caută greșelile, alții caută mesajele.
Ah, ce interesant. Așa văd, așa vă zic. Acum simt că această lună, de fapt, reprezintă mentalul acestei caracatițe. Că o fi semn de apă extraordinar de versatil, de acaparant, de fascinant, de creativ. Însă, chiar dacă pare că e periculos, că na, caracatița e periculoasă, chiar dacă pare, în realitate, este spiritual. Sau invers, chiar dacă pare spiritual, aveți grijă că s-ar putea în preajma lor să intrați într-o situație din care va fi greu să ieșiți. Dar, repet, nu e o persoană, un musai sau o situație. Sau dacă este, voi trebuie să o înțelegeți, să preluați voi, să vă inspirați în aceste animăluțe. Da, bine, mă repet, asta e. Ok, hai să mai vedem balanță. Soarele nu avem să ascendent în balanță. Mama, dar ce mă atrage? Poate voi trebuie să fiți așa ca să atrageți pe cine vreți. Eu știu. Balanță. Soare, lună, Venus, ascendent în balanță. Decembrie 2019. Nu știu că sunt de clară. Eu sper că sunt clară. Regele de cupe. Am vorbit de semn de apă. Am vorbit. Nu știu dacă am vorbit. Dar parcă am vorbit când am spus octopus. Regele de cupe. În sufletul vostru, posibil să fie un semn de apă. Matur. Peste 45 de ani. 45, chiar 50. Sau dacă nu este un semn de apă, pești, rac, scorpion, ar fi sufletul vostru. O, Doamne, și acum, da, înțeleg, se leagă. Se leagă, pentru că regele de cupe este o persoană foarte profundă emoțional, foarte versatilă, care își cunoaște toți demonii, da, e deasupra oceanului, însă îl controlează, devine spiritual într-un fel sau altul, se ridică deasupra acestui ocean, în care poate să meargă foarte adânc și totuși se poate ridica oricând. Că e cineva, că sunteți voi, rămâne de văzut. Regele de cupe poate să iubească extrem de profund și totuși să nu arate. Deci, că sunteți voi, că e altcineva, alegeți, îmi povestiți. Poate undeva unii dintre voi vă doriți o dragoste adevărată, în cazul în care n-ați experimentat-o. Vă doriți o dragoste adevărată cu cineva? Să vă iubească cineva foarte mult. Ce vă provoacă valetul de bâte? Poate să fie un copil, în semn de foc, sau nu neapărat o persoană mai tânără, aventuroasă, creativă, că sunt bâte. Poate să fie și un mesaj, că e valet. Comunicare, nevoia de a comunica. Creativ, da, am vorbit de creativitate, de pasiune, da? Într-un fel, poate să-i atrageți în această vibrație a regelui de cupe, în cazul în care sunteți voi, în această lume acvatică, emoțională, foarte profundă, unii. Eventual că poate să fie și altă persoană, dacă nu sunteți voi doritori de a comunica. Sper că mă înțelegeți. Trecutul îndepărtat, 6 de monede, în general vă reprezintă pe voi, chiar dacă e vorba de monede. Dar reprezintă o situație, asta pentru că e balanță, o situație care nu e chiar echilibrată și mai ales financiar. Poate unii ați fost într-un trio și cineva a oferit mai mult bani, emoții, interes, atenție, da? În trecutul îndepărtat, da? Și s-a dezechilibrat treaba. Trecutul apropiat. O, apropiat, diavolul, mami. Păi nu degeaba v-a apărut aici octopusul. Să vă inspirați un pic din el ca să știți cum să lucrați cu acest diavol. Uf, o vedea ce o fi. Poate va fi nevoie de un clarificator. Rămâne de văzut. Diavolul. Din păcate, eu vă zic, unii zic că ar fi Capricorn, dar săracul Capricorn nu e chiar așa plin de coarne. Diavolul este o obsesie pentru cineva. Ori voi, ori ei au o obsesie. Sau aveți o obsesie pentru ei. Evident că diavolul în general poate să reprezinte o obsesie sexuală, dar pot să fie și adicții, frici, ego, tot ce este toxic. Fu, fu, fu.
Aici sunt îndrăgostiții, dar deasupra lor nu mai este îngerul, este diavolul. Îndrăgostiții care sunt legați prin sexualitate, prin lanțuri care pot fi oricând date jos, dacă vreți. Vom vedea. Mai. Viitorul îndepărtat, 4 de monede, imediat vă zic, apropiat soarele, ce frumii! În acest moment sau în viitorul apropiat aveți soarele. Este trezirea spirituală. Poate după ce ați trecut prin această relație toxică, poate experimentați ceva nou pentru că valetul de bâte reprezintă și noi pași într-o direcție pasională, într-o relație pasională, da? Comunicare, dar nu neapărat pași, comunicare. Primele etape. Este un început pasional, în 3D. Nu în alte dimensiuni ca asul. Ei, și acum, în prezent și perioada următoare, aveți soarele, sunteți foarte bucuroși, eventual vă regăsiți ca niște copii, plini de joacă, doritori de joacă, de lumină, de căldură, de sexualitate, da? Am vorbit de sexualitate mai devreme, dar dorința de a atinge. Și valetul de bâte este foarte sexual și pasional. Soarele poate reprezenta și un copil care va aduce bucurii, evident, da? După ce ați trecut prin niște griji, obsesii. Dar dacă nu-i copil, eu zic că puteți fi voi care începe să vă treziți la o nouă viață. Vă simțiți fericiți, măi, ce să mai atâtea explicații. Dar viitorul îndepărtat arată un 4 de monede. Arată o persoană crispată. Că sunteți voi crispați din cauza acestui trecut glorios cu diavolul, rămâne de văzut. Că sunteți crispați, că cineva vă poate bruia fericirea, iar rămâne. Că e semn de pământ, Capricorn, poate aici o Taur Fecioară sau Capricorn. Trecem peste detaliile astea. Vom vedea ce ar mai putea să însemne, că înseamnă foarte mult. 4 de monede poate să însemne și probleme cu banii sau șabloane sau restricții familiare, șabloane din care nu veți putea să ieșiți, deși vă doriți, pentru că aveți soarele și nu degeaba apare și diavolul. Restricții, ego, frici, frica de nou, da? Spiritualitate, unii dintre voi. Vom vedea, haideți să vedem în continuare. Sfatul. Regele de spade, sunteți voi. Nu știu de ce ai fi făcut așa, dar asta e, că nu prea îmi place mie regele de spade, dar are și calități, evident. Varianta bună spune adevărul, e echilibrat, e, ce să mai, manifestă justiție în tot ce face. Sfatul este, eventual, o să vorbiți cu un avocat, ori să manifestați acest mental clar, în cazul în care deveniți eventual prea emoțional, da? Regele de cupe, soare, valet, da? Prea emoțional, prea pasional. Să vă echilibrați un pic mentalul. Să fiți logici, așa cum vă stă bine. Și în momentul în care sunteți logici, veți ști ce să alegeți, da? Din opțiunile pe care le vedeți. Dacă nu sunteți voi, că sunteți în starea asta, duceți-vă la cineva care reprezintă energia asta, eventual consiliați-vă cu, sau consultați-vă cu cineva, ori cu un avocat, ori cu o persoană care este mai adunată, mai splenică. În human design așa se zice, splenic. Ah, exterior. Ah, e familia care vă influențează. 10 de monede. Dar aveți și 4 de monede pe viitor îndepărtat. În familie ați avut îndepărtare 6 de monede, o relație dezechilibrată, familia, tradițiile care pot să ducă în exces, nevoia de a face bani cu cineva, o relație cu cineva. Eu te gândesc că dacă e noapte, nu mai e gălăgie. O relație pe care ați avut-o și ați făcut-o pentru bani, pentru a crea o moștenire, dar mai puțin pe construită pe emoții, mai puțin.
Din acest motiv apare și acest 4 de monede. Nu puteți ieși din șabloane. Vă doriți emoțional, pasional, chiar spiritual. Aveți o trezire cu unicornul ăsta, dar aveți o trezire unii dintre voi. La realitate, trecem prin acest portal 11, 11, 12, 12. Și nu doar atât, ne pregătim, că nu degeaba e portalul de 2020. Și atunci vă luptați cu aceste tradiții și 4 și 10 reprezintă tradiții familiale, eu știu, de cultură, unii dintre voi, poate veniți dintr-o altă cultură, văd aici pomul vieții, văd aici un evreu, poate unii dintre voi, nu toată lumea, evident. Poate e cineva căsătorit care vă influențează viața, că doar a fost diavolul, da? Poate să fie și un trio pentru unii dintre voi, da? Trei de monede, trei, da? Și diavolul. Un trio care va afecta, să zic, viața familială. Sau poate le-a afectat lor, pentru că e influența exterioară. O persoană căsătorită, care a vrut doar să aibă niște avantaje. Posibil. Pentru unii, nu pentru toată lumea, evident. Ah, patru de spade. Patru de spade în poziția fricilor. Sunteți voi semn de aer. Sau oricine altcineva. Sunteți voi care aveți nevoie să vă vindecați și să înțelegeți această situație toxică, adicție, v-am zis, orice obsesie ar putea să fie. Pentru că diavolul v-a adus mari dezamăgiri. Bănuiesc că o să apară și un trei de cupe și un trei de spade, bănuiesc după cum se arată cărțile. Poziția fricilor. Poziția fricilor, fiți atenți că patru de spade reprezintă meditație, rugăciune, biserică. Poate unii dintre voi care ați experimentat acest diavol într-un anume fel, nu vă mai dau variante că vă zăpăceți, voi știți în ce fel anume, vă este greu să mergeți la biserică, vă este greu să vă rugați și din acest motiv vă îngreunați vindecarea. Asta e, pentru unii. Alții poate au această putere și vă este teamă, chiar dacă mergeți, vorbiți cu un călugăr, vă sfințiți casa, chiar dacă faceți aceste lucruri, vă este teamă că nu-i suficient sau că în poziția fricilor. Da, că nu-i suficient. În fine, vedem. Ce vă doriți? Oh, faetonul. E un semn de apă pentru unii dintre voi. Dar dacă nu-i semn de apă, vă doriți să călătoriți. Faetonul general reprezintă semnul racului sau al săgetătorului. Știu că e ciudat, dar poate să fie și săgetător. Faetonul merge întotdeauna către stea, repede câte ori pot. Și interesant e că și unicornul, avem un căluț, avem sfinx, da? Și unicornul merge către stea, da? Trebuie să preluați hățurile și să mergeți către idealurile voastre și le găsiți în starea aceasta de vindecare și de-abia după vindecare vă puteți bucura de această trezire, de acest echilibru emoțional. Sper că mă înțelegeți, da? Oricum, ce vă doriți? Poate unii vă doriți o mașină sau să călătoriți cu mașina către cineva, către steaua voastră, către o persoană care, cu care simțiți că rezonați foarte bine. Luna, emoțiile vă ghidează în această călătorie pe care o doriți. Ce reușiți să... Oh, ce frumos! Măi, călătoriți și, fiți, și o să fiți fericiți. Iar semn de apă. În general, semnul peștilor, pentru că ei sunt așa de idealiști. Foarte asemănător cu această combinație, mai ales cu unicornul, chiar dacă e eter aici. Mergeți către un ideal. Atingeți, nu știu, că vorbeam de atingere. Atingeți curcubeu. Atingeți, nu știu, mai devreme sau mai târziu. Chiar dacă nu se manifestă luna asta, se poate manifesta peste o lună, peste două. Variază. Este un final.
Dar vreau să mai văd următoarele cărți, pentru că ar putea să fie și un ideal de neatins. Hai să vedem. Uf! Marele preot? Și-o luați de la zero? Uf! Da. Mai. Eu, da, interesant, interesant. Haideți, haideți că vă arăt. Fai! Ok, hai să vă arăt. Am zis că poate să fie și un ideal, dar pentru că există un 10 de monede care vă influențează din exterior, o persoană căsătorită, niște tradiții de familie, chiar dacă nu e o persoană, sunt cei din familie, bunicul, bunica, mama, tata, frații, sora, da? Că sunt tot exterior și vă influențează fiecare cu ideea lui și vă crispează, da? Din starea asta de fericire vă crispează. Dar voi țineți în continuare la valorile și la, eu știu, ideile voastre. Am zis că vă doriți să călătoriți către stea, către ce? Către fericire. Însă, la un moment dat, voi știți că nu degeaba aveți patru de spade și trebuie să vă vindecați. Și ați avut și diavolul și ați avut șase de monede. Dezechilibru acasă, în familie, în relațiile pe care le-ați avut. Știți că e cazul, eventual, marele preot înseamnă și o căsnicie, un contract. Să puneți capăt că 10 este final de ciclu. Să puneți capăt unei căsătorii sau unui contract care la un moment dat a apărut inițial și a devenit toxic. Una la mână. Și să o luați de la zero pentru că aveți acest soare, aveți această credință, pentru că v-ați vindecat, pentru că vă alocați timp să vă vindecați și apoi descoperiți că aveți puterea să mergeți mai departe. Înțelegeți ce zic? Pe de altă parte, vă doriți și există și varianta asta. Cu soare în prezent și viitorul apropiat, cu soarele aici, cu valetul de bâte și cu regele de cupe și cu faetonul. Vă doriți să mergeți către cineva, că e semn de pământ, că e semn de apă, variază de la unii la alții, dar nu contează, poate să fie și aer. Vă doriți să mergeți către cineva și să începeți de la zero o călătorie spirituală și emoțională. Am vorbit de spiritual, am vorbit de emoțional. Vreți eventual să vă căsătoriți cu cineva, să renunțați la o relație mai veche și să luați una de la zero. Și o relație care vă va aduce multă fericire, așa ziceți voi acum, așa arată și cărțile. Înțelegeți ce am zis? Sper că înțelegeți. Pentru că faetonul e foarte hotărât. Am zis, chiar dacă nu-i semnul racului, este o energie cardinală, voi sunteți semne cardinale, probabil că în această carte, în această perioadă sau în aceste temeri, vă regăsiți puterea cardinală de a decide, pentru că unora le este cam greu să decidă, mai ales cei cu planete în balanță. Orice, mai și Marte dacă e în balanță, mai ales pentru bărbați, e tare nesuferit Marte în balanță. Of! 10 de cupe, căsătorie, eventual luați de la zero și vă căsătoriți cu cineva. Posibil și așa ceva pentru unii, chiar dacă nu e căsătorie. E o creștere spirituală, dragii mei. Pentru că soarele și aici la nebun, are nebunia, credința că va fi bine. Soarele este și aici, evident, copilul divin. Da? Soarele reprezintă spiritualitatea. Și curcubeul acesta este foarte însorit. E similar cu soarele, varianta 3D, nu? N-are cum să fie o zi așa senină fără soare, evident, nu? Deci soarele e aici. Foarte frumos, foarte frumos. Nici nu știu cum aș putea să denumesc, că la titlu nu prea. Un contract, dacă nu e căsătorie, un contract spiritual cu cineva care va aduce mari satisfacții. Și creștere spirituală, n-ai cum. E și unicornul. Așa, la capătul setului de cărți, 3D băte. Oh, și 3 de cupe. Așteptați pe cineva. Da, iar e vorba de drum. Faetonul 3 de bâte. Așteptați pe cineva. Ori vreți să mergeți înspre ei ca să vă întâlniți, să vă bucurați de ei, ori să vină ei înspre voi.
O energie venusiană, aici sunteți voi, da, balanța, teoretic așa trebuie să fiți. Sau un taur, sau o femeie frumoasă, sau un personaj frumos care vă aduce fericire și care vă echilibrează și vă dezechilibrează, de care sunteți îndrăgostiți și care, și de care vă transformă. Păi, ia să mai vedem ce mai arată aici. Ia. Conflicte, trebuie să lucrați un pic, de-aia sunteți aici crispați, să luptați cu concurența, ori cu candidații la această fericire, ori cu familia, ori cu bârfele, cu vecinii. Trebuie să munciți, să investiți financiar în această situație ca să o susțineți, evident că nu puteți susține fericirea doar din emoții. Trebuie și lucru, transformare prin bani, muncă, chiar muncă fizică în această relație, că am vorbit de fizic și la octopus. Oh, și să deveniți împăratul vieții voastre, să preluați controlul. Preluați controlul și să vă creați o relație divină, o relație perfectă pe care asta vă doriți, da? Către asta merge și faetonul. Frumos. Și interesant că la capătul setului de cărți aveți persoana, v-ați găsit persoana, împărăteasa, cu care sunteți fericiți, unii dintre voi, și care vă transformă. Și renunțați la această căsătorie, wow, căsătorie iar epuizantă, la aceste griji, nouă de spade. Ia uite, steaua, vezi că a apărut? Steaua, turnul, a venit într-un mod neașteptat, acest personaj, să vă scoată din această cușcă mentală, unii dintre voi. Puf, ce frumos, frumos, nu știu ce titlu pun, poate mă ajutați voi. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Reveniți cu partea a doua.